E un moment magic cu garda felină de la Disney Junior. Când Kion salvează un pui de șacal, crede că și-a făcut un nou prieten, dar familia șacalului are alte idei. E așa neașteptat. N-am crezut că o să am emoții. Ce? De la niște floricele? Nu, de la toate variantele. Toate animalele astea mici, delicioase, toate la un loc. De unde o să știm cu ce să începem? Habar n-am, dar să începem. Și acum, fie ca sărbătoarea cu patana să înceapă. O, nu! Dogo! Știam eu! Ce se întâmplă? Surai Rai și familia ei de șacali. Familie de șacali? Scuze, tată, e vina mea. Dar știu ce să fac. Atenție, nu vă temeți! Puteți ajuta garda felină apărându-vă cu toții. Are dreptate. Dacă rămânem uniți, cei de la periferii nu vor reuși să ne învingă. Trebuie să încercuim șacalii și să-i trimitem înapoi la periferii. Ono? Am înțeles! Huli, îl văd pe Goi-Goi în spatele elefanților! Crazy! Nu poți fugi, Goi-Goi! Asta crezi tu! Pește! Pui de șacal lângă girafe! Ajunge cu asta! Haide, unde ești, Rai Rai? Zucazama! Te-am prins, Dogo! Știi ceva? Nu cred că mai ești simpatic acum. Așa, așa, micuțule, o să te termine repede. Lasă șoarecele! Oh, Kion, de ce te-ai supărat? M-ai mințit, Rai Rai? Oh, nu, am făcut altă greșeală? Regulile din regatul luminii. Lasă, vă întoarceți la periferii. Cu toții. Încă o șansă, atât mai... Ai auzit ce a spus? Plecați, acum. Oh, Simba! Cred că a fost o neînțelegere. Știi ce se spune? Nicăieri nu-i ca acasă. Să mergem, copii! Cum spui tu, scumpă? Când animalele din regatul luminii au fost strâns unite, șacalii nu au putut decât să fugă. Urmăriți-ne în continuare pentru un alt moment magic și nu ratați garda felină la Disney Junior.